Acest desert delicios, sănătos și extrem de nutritiv, de origine iudaică, se crede că a fost consumat de cei 12 apostoli la masa cinei cea de taină. Preparatul are ingrediente cu proprietăți deosebite pentru sănătate, fiind bogat în vitamine și se prepară foarte ușor. Desertul consumat de apostol la cina cea de taină este caroset. Se obține în urma unui amestec de mere tocat mărunt, nuci pisate, stafide strivite, curmale, scorțișoară și este foarte ușor de făcut. De asemenea, are și efecte benefice asupra organismului, mai ales dacă este consumat în mod frecvent. Poate alunga durerile de inimă, ne scapă de calculii renali și biliari, ajută glanda tiroidă hipoactivă, ajută la îndepărtarea petelor de pe piele, vindecă acnea, psoriazisul, herpesul și insomnia. Ba chiar luptă cu cancerul și împotriva infecțiilor cu candida. Chiar dacă istoricul acestui desert este unul nu prea cunoscut, fiecare dintre ingrediente luate în parte are proprietăți deosebite pentru sănătate, așa că nu ar strica să-l includeți în meniul vostru și să-l consumați cel puțin o dată pe săptămână. Include un măr, 5 curmale uscate, 3 smochine uscate, o mână de sâmbur de nuci sfărâmate, o mână de stafide, o linguriță de scorțișoară, o lingură de miere. Mod de preparare. Se taie mărul în bucățele mici pentru a echilibra gustul, deoarece restul ingredientelor sunt destul de dulci. Este de preferat să adaugi și un măr acrișor. Curmalele și smochinele se taie tot în bucăți mici, iar nucile se sfărâmă. Se poate adăuga vin opțional. Se amestecă toate ingredientele și rezultă un desert bogat în vitamine și nutrienți. Totodată este foarte gustos și extrem de hrănitor și vă va conferi multă energie. Aceste cantități sunt suficiente pentru a pregăti un desert pentru 4 persoane. Relatează click.ro.